din august 2019. Cine este pentru? Așa, dăm cuvântul doamnei primar să supună la vot ordinea de zi pentru care ați fost convocat. Ordinea de zi are două puncte. La primul proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale și al doilea, nu știu exact cum se numește. Proiect de hotărâre privind adoptarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse de decizia Camerei de Conturi Bacău din 26-2108-29, numărul 26-2108-2009. Da. Ca să vă venim ajutor. Nu se pune la vot. Acum invităm domnul președinte de ședință, domnul consilier Florea Vasile, să conducă ședința. Intrăm în ordinea de zi și punem în discuție primul punct de la ordinea de zi, intitulat, repet, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Odobești în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Tisa Silvestre pentru anul școlar 19-20. Da, după cum știți de atâția ani, în fiecare an am, la începutul fiecărui an școlar, Consiliul de Administrație al Școlii este format de reprezentanți și ai Consiliului Local. Am lăsat aceleași persoane, domnul Herghele Giu Samuel și domnul Rafael Ciprian. Dacă dumneavoastră vreți să-i înlocuiți, faceți propunere. Aveți alte puncte de vedere? Nu avem niciun motiv. Păi atunci, având în vedere că au căpătat experiență, au un an de antrenament în această structură, vă propun eu să rămânem cu ei și să supunem la vot cele două nume. În bloc să-i votăm. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva abțineri, deci unanimitate, cei doi au fost desemnați în Consiliul de Administrație. Îi felicităm și le dorim succes în noul an de învățământ și o colaborare mai strânsă între doamnele profesoare și Consiliul Local și școală. Am greșit la laboratorie. Doamne, clar. Doamne, clar. Fiecare cu și-l doar. Da. Dacă nu mai sunt alte plâni, trecem la punctul 2 al ordinii de zi. La punctul numărul 2 este proiect de hotărâre privind adoptarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin decizia Camerei de Conturi Bacău numărul 26 de 21-08-2019. Proiect de hotărâre. Articolul numărul 1. Consiliul Local al Comunei Odobești, județul Bacău, ia la cunoștință, de asta vreau să citesc, o să citesc și dumneavoastră ca să vedeți că citesc ce e real și nu. Ia la cunoștință constatările și măsurile stabilite de Camera de Conturi a județului Bacău prin decizia numărul 26 din 21-08-2019. Și dau cuvântul doamnei contabile să dea citire la decizia de urmărire. Dați-mi voi să vă întreb ceva înainte de a da cuvântul. O chestie de curiozitate. Nu se mai cheamă Curtea de Conturi? Se cheamă Camera de Conturi? Se cheamă Curtea de Conturi a României. Camera de conturi a județului Bacău. Deci, este la județul județului camera. E camera, da, la nivel de județ. Da. Deci, după cum știți, am avut în vizită la noi Camera de Conturi a județului Bacău, unde au constatat unele abate și au fost transmise următoarele măsuri. Pentru înlăturarea deficiențelor de mai sus, deci care o să vi le spun, în baza prevederilor legii numărul 94 și al regulamentului privind organizarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, directorul Camerei de Conturi decide. Și plecăm măsura 1. Activitatea aparatului propriu de specialitate. Primarul ATC Odobești, din calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure înregistrarea cronologică și sistematică în evidența contabilă a oricărei operațiuni economico-financiare în momentul efectuării ei, în vederea asigurării informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată. Organizarea și conducerea evidenței analitice și de gestiune pentru mijloace fixe și materiale achiziționate,
actualizarea procedurilor interne referitoare la valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniale, astfel încât să se asigure reflectarea fidelă a acestora în evidența contabilă. Termen de realizare 30 noiembrie 2019. 2. Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern, referitor la controlul financiar preventiv propriu, referitor la controlul intern managerial, referitor la auditul intern. Primarul ATC Odobești, în calitate de ordonator principal de credite, va dispune măsuri concrete care să asigure separarea atribuțiilor persoanelor care exercită viza de control financiar preventiv de cele ale persoanelor care efectuează operațiunile supuse controlului. Implementarea standardelor de control managerial la nivelul entității în conformitate cu prevederile Ordinului 600/2018, aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice, constituirea prin act de decizie internă a unei structuri denumită Comisie de Monitorizare, care va îndeplini toate atribuțiile prevăzute în Ordinul 600/2018, organizarea unui proces eficient de management al riscurilor la toate nivelurile entității publice, efectuarea demersurilor necesare desfășurării activității de audit public intern, acțiune care se va corela și cu obligația instituirii unui cadru organizatoric eficient privind controlul intern managerial sau asocierea cu alte comune pentru instituirea cadrului organizatoric necesar exercitării activității de audit public intern în condițiile legii. Termen de realizare 30.11.2019. Referitor la executarea silită și inventarierea materiei impozabile. Primarul ATC Odobești, în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure respectarea în totalitate și în cazul tuturor contribuabililor, persoane fizice și juridice, a prevederilor privind codul de procedură fiscală referitoare la executarea silită, în vederea colectării creanțelor fiscale și evitării situațiilor în care contribuabilii, persoane juridice, se sustrag, ascund sau înstrăinează patrimoniul societății. Aplicarea dispozițiilor codului fiscal și normelor de aplicare cu privire la inventarierea anuală a materiei impozabile și efectuarea corecțiilor ce se impun, inclusiv recalculează și recuperarea obligațiilor fiscale. Examinarea din oficiu, starea de fapt, să obțină și să utilizeze toate informațiile și documentele necesare pentru determinarea corectă a situației fiscale a contribuabilului. Stabilirea obligațiilor datorate de către contribuabil pe perioadă de prescripție ca urmare a inventarierii materiei impozabile. Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, care constituie sursa de date privind contribuabilii existenți pe teritoriul UAT-ului și, totodată, bunurile acestora impozabile. Stabilirea întinderii și mărimii creanțelor fiscale pentru cazurile consemnate în anexele la procesul verbal, dispunerea de măsuri în vederea stabilirii și recuperării redevențe datorate de către crescătorii de animale, efectuarea de inspecții fiscale la contribuabil persoane fizice și juridice, punerea în acord a datelor înscrise în evidențele agricole cu cele fiscale, întocmirea de dosare fiscale complete care să cuprindă declarații anuale de impunere sau atunci când intervin modificări, respectarea în totalitate și în cazul tuturor contribuabililor, persoane fizice și juridice, a prevederilor privind codul de procedură fiscală referitoare la executarea silită. Efectuarea unui punctaj periodic între datele din evidența contabilă sintetică și analitică a contului 460 creanțe ale bugetului local. Termen de realizare 30 noiembrie 2019. 5. Referitor la efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalilor proprii. Primarul ATC Odobești, în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure
elaborarea de norme și proceduri de lucru proprii pentru efectuarea inventarierii și instruirea comisiilor de inventariere, inventarierea în totalitate a patrimoniului public și privat al entității, stabilirea rezultatelor inventarierii și reflectarea acestora în situațiile financiare, aplicarea prevederilor legale privind organizarea, coordonarea și monitorizarea operațiunilor de inventariere anuală a patrimoniului. Termen de realizare 30.11.2019. Referitor la achizițiile publice, primarul ATC Odobești, în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure actualizarea și aplicarea procedurilor proprii referitoare la achizițiile directe, astfel încât principiul transparenței achizițiilor publice să fie respectat. Utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire. Referitor la nereținerea și nevirarea contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, primarul ATC Odobești, în calitate de ordonator de credite, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri privind stabilirea contribuției de asigurări sociale, respectiv contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorate în cazurile prezentate. Omul de servici, respectiv guardul, a fost în concediu fără plată și am plătit prin convenție o persoană care s-a reținut doar impozitul. O să facem regularizare și o să-i virăm și contribuțiile de asigurări sociale. Activitatea unităților subordonate, respectiv școala gimnazială Tisa Silvestre, referitor la inventarierea domeniului public aflat în administrare. Primarul ATC Odobești, în calitate de ordonator principal de credite, va dispune măsuri concrete ordonatorului de credite terțiar, directorul școlii gimnaziale Tisa, care să asigure actualizarea și implementarea adecvată a procedurilor operaționale privind inventarierea și reevaluarea patrimoniului public aflat în administrare, întocmirea listelor de inventariere a domeniului public aflat în administrare și pentru transmiterea listelor către ordonatorul principal de credite, implementarea măsurilor necesare în vederea efectuării corespunzătoare și finalizării operațiunii de inventariere conform reglementărilor legale în vigoare. Termen 30 noiembrie 2019. Referitor la achizițiile publice, primarul ATC Odobești, în calitate de ordonator principal de credite, va dispune măsuri concrete ordonatorului de credite terțiar, directorul școlii gimnaziale Tisa Silvestri, care să asigure actualizarea și aplicarea procedurilor interne referitoare la efectuarea achizițiilor interne, utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor. Termen de realizare 30.11.2019. În continuare, aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora. Activitatea aparatului propriu de specialitate. Referitor la depășirea indemnizației viceprimarului. Primarul ATC Odobești, în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure stabilirea cuantumului și întinderii plăților nelegale efectuate de la bugetul local pentru cheltuieli de personal, prin acordarea eronată de majorări ale drepturilor salariale și de contate în condițiile de nelegalitate. Recuperarea la bugetul local a sumelor achitate în mod nejustificat, calculându-se totodată și beneficiile nerealizate, urmare a utilizării sumelor în mod legal. Este vorba de o comisie de concurs și deja am început, reținem, dăm înapoi, am depășit salariul viceprimarului. Referitor la plata indemnizațiilor de ședință pentru consilierii locali din aparatul primăriei Odobești. Primarul ATC Odobești, în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure stabilirea cuantumului și întinderii plăților nelegale efectuate de la bugetul local prin acordarea necuvenită de indemnizații de ședință
pentru consilierii locali și decontate în condițiile de nelegalitate detaliate în procesul verbal. Recuperarea la bugetul local a sumelor achitate în mod nejustificat, calculându-se totodată și beneficii nerealizate, urmare a utilizării sumelor în mod nelegal, regularizarea viramentelor privind impozitul pe venituri din salarii și a contribuțiilor aferente. Termen de realizare 30.11.2019. Este vorba despre consilierii care au lipsit de la ședință și ca să știți ce, și au primit indemnizația. Referitor la plata unor indemnizații pentru participarea la comisia de licitație, a fost o comisie de licitație, stabilită suma prin bugetul proiectului, dar de asemenea s-a depășit salariul viceprimarului și îi vom da înapoi. Activitatea unităților din subordine. Școala gimnazială Tisa Silvestre. Primarul ATC Odobești, în calitate de ordonator principal de credite, va monitoriza modul în care ordonatorul terțiar de credite, directorul școlii Tisa Silvestre, va dispune măsuri concrete care să asigure recuperarea creditelor utilizate nelegal pentru plata unor premii pentru sportivi decontate în condițiile de nelegalitate detaliate în procesul verbal de constatare. Echipa de handbal a școlii Tisa a câștigat olimpiadă la Fălticeni și au fost premiați. Suma este imputată, o să fie recuperată. E vorba câte 200 de lei. Recuperată de la primar, adică nu voi bani dați ca acum să se lua copiii acum 100 de lei înapoi. Că este ceva care... Da. Eu mi-am însușit, am dat declarații, o să-i plătesc fiecare lună, o să opresc 100 de lei din salariu până se recuperează suma. Nu mai putem cere de la elevi. O dar parte nu, nici nu mai sunt elevi. Că deja nu cred că am hotărât cu toții că e normal. Da, da, da. Da, da, considerat curtea că nu e Acestea sunt abateri care noi, ca și aparatul specialitate, le-am însușit, am început să le remediem. Dacă nu e la fel de gros ca în anul 2016, asta nu înseamnă că nu au făcut control cei de la Curtea de Conturi. Doar că măsurile care le-am citit în 2016, majoritatea, dar toate, nu majoritatea, nu sunt duse la îndeplinire în totalitate, întrucât sunt pe rolul judecătoriei, o parte dintre ele. Deci la judecată v-am spus, le știți că le-am spus, nu-i cazul să-l mai repet acum că așa, sunt în curs de judecată, persoana care va fi vinovată va dispune instanța. Nu e vinovat nici nimeni. Noi probabil să dea Dumnezeu să nu fie vinovat nimeni și să dea dreptate celui care i-a făcut plățele. Da, în rest, oricât s-a vrut, prea au avut ce să constate. Înseamnă că am lucrat bine. O organizare mai mare trebuie pe audit, majoritatea primăriilor au contract pentru audit intern, ne-au cerut și nouă contractul. Noi am încheiat contractul ăsta prin Asociația Comunilor Brasă Ucești, datorită lipsii de bani. Adică, s-a ajungea la 5.000-6.000 de lei pe lună, am înțeles. M-am calculat la un an. Am zis că dacă în anul 2020 vom avea buget repartizat în sume mai mari, o să încheiem și noi un contract de audit cu o societate externă. Majoritatea primărilor, am, nu știu dacă la Prăjăști are. Nu știu, nu cred, n-am. Da, sunt mai multe care nu au, tot din lipsa fondurilor. Sunt foarte scumpi. Dar unii nu-și permis să plătească. Păi nu știu, da. Adică nu să plătească. Da. Un accent deosebit se pune pe venituri. Executare silită. Am văzut. Din casă, da. Venituri. Că noi ne ducem și solicităm sume. Noi avem foarte multe amenzi, cel puțin în ultimii ani, în ultimii 2 ani, amenzi nu de 200 de lei. Avem 800 de mii. Mă refer la foarte multe ori la cazuri. Adică sume mari. Sumă de 10.000 de lei, de 15.000 de lei de amendă de la ocolo. 5.000 de 5.000 sunt minore. Adică vă dați mai mult. La persoană. Da, la persoană. Nu. Dacă e la 20 în sus, da. Păi și știți cam cine au
amenzile cele mai mari. Sunt solvabili, n-ai ce să iei. Dar o să organizăm într-așa fel, conform procedurii fiscale, o să facem dosarele de... Asta există în instanță? Da. Muncă în folosul comunității. Există una octombrie care eu împreună cu doamna contabil o să lucrăm pe fiecare măsură în parte, într-așa fel să ne înscriem în termenul prevăzut de decizia curții. Vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră cu privire la măsurile stabilite de camera de conturi în 2016, am o întrebare punctuală. Dacă s-a început reținerea sumelor cu care primăria a fost păgubită de domnul Gălățanu prin plata celor 500 de milioane lui Gheorghiță Cristea, plată stabilită prin hotărâri judecătorească. Suntem în curte judecată, suntem la tribunal, am câștigat, urmează curtea de apel. O decizie este definitivă și irrevocabilă, după ce își urmează cursul la toate cele trei instanțe. Știu asta, dar a mai fost nevoie de o judecată unde vedere că el a fost găsit vinovat în această speță? Da, a făcut recurs. Depus recurs, a făcut. Da. Depus recurs, am mai câștigat 4.000 de lei. Am înțeles. Da. Dar... Întreba din curiozitate, da. Era totuși o sumă considerabilă, mai mult decât am primit noi de la Consiliul Județean acum la 20-30 de miliarde sau 20 de milioane. Păcat nu mai este de la guvernare acum. Păcat nu mai este de la guvernare, dădeam mai mult. Da. Acum, am să ridic și o problemă pentru că sunt încondeiat în acest document și vreau să fac un comentariu. Deci este acolo un punct, punctul 12 parcă, referitor la plata indemnizațiilor de ședință pentru unii consilieri locali care au lipsit. Eu, de la bun început, vreau să vă spun o chestie generală, că am lipsit și eu și sunt vizat acolo ca să-mi rețină niște sume. Dar vreau să vă spun că există trei legi care reglementează chestiunea asta. O lege este, care e cea mai veche din 2004, pe care am invocat-o dânsii în acest document pe care eu l-am citit ieri, și este legea 393 din 28 septembrie 2004. A doua lege care reglementează problema funcționării Consiliului Local este legea 215, parcă, a fost. Din 2016. Tot. Și cea mai nouă lege este noul cod administrativ. Dar nu știu dacă s-a abrogat în totalitate legea, pentru că nici codul, noul cod administrativ n-a intrat. Trebuie să faceți contestații, domnul Florea. Cum? Trebuie să faceți contestații la Curtea de Conturi. Cunosc problema, dar lasă-mă să vorbesc, să spun punctul meu de vedere. Păi și eu sunt cauza aia, de asta vă spun. Acum, da, să vă spun ce zice... A citit doamna, de fapt, ce zice cea mai veche lege din 2004, legea 393. Zice că Consiliul Local al Comunei Odobești, nu știu ce, cu decizia număr 38 din 7/7/2007, a stabilit că indemnizația de care beneficiază consilierii locali pentru participare la o ședință să fie maxim de 10% din indemnizația lunară a primarului. Deci ar fi aici această expresie acordată pentru participarea la ședință. Așa zice legea. Tot legea asta spune într-un alt articol și este singurul articol care se referă la situațiile în care se poate reține indemnizația de ședință, vorbind în prealabil de absențe motivate și absențe nemotivate. Ca să fac o paranteză în ce mă privește, eu nu am lipsit niciodată nemotivat. Deci am lipsit numai motivat, doamna primar poate confirma că prin regulamentul nostru intern de funcționare, atât personalul primăriei cât și noi putem fi învoiți. Și atunci, dacă n-am lipsit motivat, și vreau să vă spun, fără să mă credeți lipsit de modestie, că acolo unde am fost eu, am fost și am făcut cinste comunii. Am fost odată la un simpozion organizat de Primăria Bacău, am fost la Rădăuț la solicitarea Consiliului Județean Bacău și dacă ați văzut pe Facebook recent, am fost solicitat tot de Consiliul Județean să merg la Bibirești, unde s-a sfințit o cruce mare de 30 de metri, unde a trebuit să vorbesc
despre corelația dintre semnificația crucii și eroii neamului. Nu, nu mi-a dat nimic. Și plătit, nu? Nu mi-a dat nimic. M-am dus, că îmi place mie să mă duc, m-am dus gratuit și cu solicitudinea de care dau dovadă. Așa. Această lege, deci, ca să revin la lege, spune într-un articol în felul următor. Singura situație în care, nu se singura, este situația în care se poate reține indemnizația de comandă este în următoarea speță. Eu zic speța, nu spune speța acolo. Dacă un consilier lipsește, dar nu spune motivat sau nemotivat, dar se subînțelege din interpretare că e vorba de lipsă nemotivată, de la o ședință și din cauza lui nu s-a asigurat vorumul, se subînțelege și aici că au mai lipsit probabil și alții, ca să se poată ține ședința, atunci se reține indemnizația de ședință. Asta care este spus e explicit. Acum, trecem mai departe. Legiuitorul, văzând practica socială aplicării acestor două legi, aia din 2004 și aia din 2016, parcă a fost cealaltă, sau 2015, când s-a dat? 2011, așa, deci 2004-2011 și recent s-a dat noul cod administrativ, care este cea mai nouă lege. Da, s-a actualizat la fiecare... Nu, că atâtea legi au spus două, da. Le-au spus încât nu mai... Nu, am spus două legi, legea din 2004, legea din 2011. Nu, am 25 legea, și de asta nu înțelegeam. Nu știam și m-am uitat și vreau să-mi confirmați, nu știam exact, dar nu mi-am aminteam. M-am confirmat greșit. Și cea mai nouă este noul cod administrativ. Ei, din 2004 până în 2018 s-a aprobat parcă nou cod administrativ, așa este, 2018. Anul ăsta s-a aprobat, în iulie. În iulie, 19. Deci din 4 până 9 sunt 15 ani de zile. În 15 ani de experiență, legiuitorul a considerat că este bine să facă o precizare cu privire la această reținere a indemnizațiilor și în articolul 284 la litera F din noul cod administrativ spune felul următor. Retragerea indemnizației de ședință pentru una, liniuță, două ședințe, așa, se aplică de către Consiliul Local prin hotărâre. Hotărârea se ia prin vot deschis cu majoritate absolută. Vă reamintesc că există majoritate simplă, majoritate absolută și prin consens votul. Simplu înseamnă 50% plus 1, absolut înseamnă parcă 2/3 și prin consens înseamnă toată lumea să fie de acord cu... Permit să vă întrerup și să vă spun că dumneavoastră citiți de la sancțiune acum. Nu are nicio treabă cu plata indemnizației. Acest articol din codul administrativ... Dar se referă la plata indemnizației? Se referă la sancțiuni. Păi noi nu suntem sancționați cu reținerea o lună, două, trei... Dați înapoi ce s-a considerat că ați primit ilegal, s-a nemuncit, cum ar veni. Da, dar... Dacă motivați că 24 din 24 ați fost în comună, atunci putea să luați, mă zic. Faceți contestații și spuneți, doamne, eram în comună, în data de... la ședința care au loc. Se mai spune aici, în articol, ca să termin de citit, cel în cauză, în timpul ședinței, trebuie să furnizeze explicații. De ce a lipsit, pentru ce motiv a lipsit, Noi am mai vorbit, în momentul în care o să primiți dispoziția prin care vi se aduce la cunoștință suma respectivă care va fi imputată, aveți un articol, unde zice că în 30 de zile vă veți adresa, veți face contestații și motivați la contencios. Și acolo motivați dumneavoastră cum doriți. Dar asta de ce nu e valabil articolul ăsta? Păi nu este valabil, nu că nu este valabil. Eu nu am spus că nu este valabil un articol. Doar vă spun că nimeni nu poate radia această... există două căi. Ori dați înapoi banii ori care i-ați luat, ori faceți contestații la decizia curții. Decizia curții o să vă fie adusă prin dispoziția primarului, așa cum zice acolo că primarul este determinat să ducă măsuri. Și termenul, a luat măsuri, dumneavoastră contesta și motivați cum credeți dumneavoastră. Instanța, care este legiuitorul nostru, o să vadă dacă aveți dreptate, dacă nu aveți dreptate, totodată o să-și justifice punctul dumnealor de vedere. O să mai contestați în continuare, există cele trei instanțe. Tribunalul, curtea de la instanță, dacă facem la curtea de conturi și primim un răspuns, o să vedeți la momentul respectiv. Da. Mă rog, eu așa din câte, ca să folosesc un termen academic după mirosul pe care îl am,
s-a întâmplat probabil una din două situații în această chestiune. O situație este că unul dintre noi a ciripit. Și a zis, domnule, uitați-vă, ia ce se întâmplă în Consiliul Local. Să ciripim? Da. S-a dus, deci a zis că vorbesc în termen academic. Și s-a dus și a spus el. Dar știți cum să-și la Curtea de Conturi? Să duc și-mi treabă prin sală. Serios vorbesc acum. Da, domnul Fădărac întreba, ei trăiau toată indemnizația. Dar cine știe în sat că dacă am fost eu sau... Dar dacă îi merești unul dintre consilieri. Ați înțeles. Deci informarea s-a făcut în sat, nu la bagă. Înțeles. Se cunoaște problema, da. Da. Și poate... Florea spunea cum o folosește. Nu știu, am înțeles că doamna primar ne-a susținut. Poate n-au fost aia receptivi la argumentele dânsei, poate n-a avut dânsa, eu știu, suficientă putere de convingere, dar parcă zic că chestia asta nu trebuia să apară în acest document. Zic eu după mine, dar dacă asta e tradiția... Noi să fim sănătoși. Da. Eu am zis niște puncte de vedere. Dacă mai era la guvernare, nu vă tăia din... Domnul Fără, noi ar fi vrut să apară cât mai puțin. Aici a scris cine ghigână, nu? Este eu. Nu lungesc discuția colateral și pe direcții care nu ne interesează și nu ne privesc, ca să pierdem vremea. Eu am spus punctual la chestiunea asta, un punct de vedere, unde sunt și eu vizat. Iar eu v-am răspuns și în particular, v-am mai răspuns și în fața consilierilor locali și noi avem anumite puncte, unii vom depune în contestație. Pentru că asta este. Ne depunem contestații cu punctul nostru de vedere, cu ce am considerat noi când am luat măsurile respective. O să ne dea dreptate, o să ne dea, nu o să ne dea. Nu asta ca pe la contenciosul există o secțiune. Secție de verificare. Dar face componența curții de conturi? Da. Nu are nicio treabă cu curtea de conturi. Asta e la tribunal, da. Asta e. Dacă am educat o Consiliul Județean, nu? Nu. Aia e verificarea legalității actelor la prefectură. Dar la Camera de Conturi, la Banca Ordinei, este un organ în care petentul sau cel nemulțumit se poate trebui. Nu știu că legii da? Zice clar, poate da, și pe urmă la contentul. Nu, poate la aduce. Dar nu știu zice. Nu știu. Dar știți când eram cu... Dacă atunci și ne dușeam la Curtea de Conturi. Așa era atunci judeca, mi-aduc aminte că am fost chiar în instanță, unde procesele erau chiar în interiorul clădirii Curtea de Conturi. Da, 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 da. Dar nu mai e mult timp. Era vorba atunci cu tichetele și cu mai mult. Da, știu. Mi-aduc aminte foarte bine. Asta tot de aici dintre noi pleacă. Foarte urât, foarte urât. Dacă mai aveți probleme, bară. La punctul ăsta de... N-avea nimeni de să știe că domnul Curea nu a fulat din. Sau eu, sau nu știu dacă ați înțeles, dar doamna primar a spus într-o ședință că poate știu unii patița o specificat că erau procesele verbale pe 9 și plata a făcută pe 10 persoane. Și de acolo constată. Dar toate hotărârile sunt afișate pe site-ul primăriei, le puteți vedea oricând. Iar pe fiecare hotărâre scrie clar că noi am înțeles într-un fel, da? Nu trebuia să ne ajungem la prostii și la chestii, să vorbim un despre altul. Cine a vorbit, s-a vorbit și nu are rost cu cuvintele care s-au spus. Da. Deci proiectul de hotărâre este de luare la cunoștință. Vedeți, noi să ajungi să ne certăm pe ultima 100 de metri. Că... Da. Se pare că domnul Florea indemnizația. Înainte de... Da, nu știu, mai suntem trei care sunt indemnizați. Dar suntem cinci, suntem patru. Iar unul dintre dumneavoastră a spus contabil a plătit, contabil a să plătească. Asta e. Așa auzit? Da, exact, la mine în birou. Asta e Iurea. Contabil a plătit, contabil a să plătească. Eu ce pot să facă? Un minut, dacă cu cineva, ca să iau legătura, dacă se poate. Stați. Un minut. Înainte de a spune la vot, ce mă privește personal, eu spun aici și am să rog să se concentreze procesul verbal, că votez cu mențiunea că îmi arog dreptul de a face contestație la punctul la care eu sunt vizat, încercând să văd dacă am sau nu am dreptate. Domnul Florea, deci, îmi pare foarte rău, dar nu pot să cred că dumneavoastră nu ați înțeles.
dumneavoastră aprobați ca să luați la cunoștință. Asta da. Exact. Asta am cerut în proiectul de hotărâri. Ce facem fiecare în parte? Facem, trebuie să facem. Asta e, contestăm. Dacă e doar pentru la cunoștință, nu am nicio obiecție. Mai citiți încă o dată, dumneavoastră. Proiectul de hotărâri. Articolul numărul 1. Ia, l-am citit și eu, mai citesc încă o dată. Consiliul Local ia la cunoștință constatările și măsurile stabilite de planificare. Că dumneavoastră, după cum ați văzut dumneavoastră, nu zice nicăieri ca măsură că consilierii sau Consiliul Local vor duce la îndeplinire, zice primarul. Primarul va face, primarul va duce, primarul va face. Dumneavoastră a luat la cunoștință. Punctelor s-ar face la primarie. Toate. Singura situație contestată. Fiecare cum o să treabă, Păi atunci să supunem la vot. Da, dispoziția care vă o să o primiți, o primiți nominală, fiecare pentru parte. Supunem la vot punctul 2, prin care am luat la cunoștință documentul pentru cine este pentru. Mulțumesc, împotriva abținerii, deci unanimitate s-a aprobat. Domnul Chenade lipsește. Da, lipsește și el tot motivat. Da. S-a dus la pături și nu mai reușit să ajungă în timp. Din 10. În diverse. Da. Înainte nu se scria pe tot asta. Asta e. Da. Nu, înainte. Trecem la diverse, dacă vreți să le mai la capitolul diverse. Cei care de la Udobești ați văzut că au început reparații de la șanturi de la Virașu. La început cu gem biscuiti? Da. E bine, da. Să lățește șoseaua. Păi... Mai în loc de refugiu. Da. Astfel da. Nu era, vă dați seama, noaptea se duce în șanturi ăla. Venea și din grădină, din pământul și o să prindem și reparația, nu știu dacă dumneavoastră sau nu mai știu cine e ridicat urmă cu scări acolo la Potmoșana. O să fie făcut, sau nu, acum? Frăteanu, da. O să fie făcut până la pod, la, cum îl cheamă, la Cristea, și până sus, reparații în tot anchitații și partea asta. Foarte bine. Și acolo la Citurești, unii vin la Cămin și unii să este șanț la grosul în față. Bucățica aia o să toarne în continuare de unii s-au rămas până ajungem la bucata de asfalt cu stratul lat. Pe partea aia, ca să nu mai intre apa cu sub asfalt, că tot nouă ne face rău, că de așa zboară. Da, se strică. Da, da. Am avut și astăzi, au venit de la drumuri. Noi luptăm în continuare pentru recepția acestui drum. Sperăm să... Dar ține o dată, că ai și am văzut. Da, bine. Deja are aici, acum. Eu am întrebat dacă am voie. Am întrebat dacă am voie să repar. Și eu zic că nu am voie să fac lucrări pe drumul care nu e al meu. În rest, bănuiesc că ați văzut fațada primăriei, nu știu, da. Dacă vă place, nu vă place, dar n-am... Era necesar. O să mai avem bani, o să facem și în interior, dar însă dacă nu reparăm acoperișul și fața mea care cădea... Da, acoperișul s-a intervenit deloc? Ba da, păi da, acum, dar ploua. Nu aveam cum, nu se vede pentru că acoperișul majoritatea e în spate și din spate s-a intervenit. În rest, pe Valea Mănăstirii, ați văzut, sunt stâlpii deja montați la proiectul cu iluminat cu panouri fotovoltaice. Au montat stâlpii. Să rămână să vină în teren de la fir. Eu ia pe partea asta la altă, să costați cu timpurile la stâlpii ăștia care duci la Mănăstirii. Eu ați văzut că stau cutiile alea în buriene.
Am văzut, mai avem probleme că nu ne putem urca pe ei. Am urcat pe ei, jos. Ba dacă avem fân, dacă ai văzut, păsările și-au făcut cuiburi acolo. Urca jos, că stă, dacă începe ploile așa și stă toată buriana aia la rădăcina stâlpilor. Așa este, e sunt și la piață. Chiar poate vezi cu un, doar cât stâmpi, da, are 50 de stâmpi acolo. Nu, 20 de stâmpi. Eu am zis, nu știam cât, nici nu știu. Puțin. 21 de stâmpi. Da. Ia, schimbi și stâmpi acolo, da. Am văzut că noi am ridicat problema asta cu deșeurile astea, industriale, cum să zicem, astea de șantier, da, de construcție, da. Că e o problemă și la nivel național. Da. Că nu firmele de salvizare nu ridică bunul ăsta. Am trecut acolo, cum îi spuneați noastră, drumul ăla, de durac acolo, internice, treburi, foarte de... Nu știu, la noi nu este mult așa la Ciuturești, era și la noi într-un timp. Dar de când s-au ajutat, nu s-au mai dus acolo. În schimb... A trebuit să faci ceva, știu eu, un fel de... Acolo nu este al nostru, nu v-am mai zis, nu este teritoriul nostru. Asta nu înseamnă că nu ne privește și pe noi, pentru că la urmă trăim în țara asta și da, nu toți trebuie să contribuim la... E chiar la limit acolo? Este pe teritoriul Comunei Secuieni. Bine, că de câte ori vine garda de mediu, zice că este al nostru. Știu, da, mai sunt câte un proces verbal până vede că nu e al nostru. În schimb, eu tot am încercat. Iar mă adresez ții că poate ai puterea asupra domnului Cocarșea, care într-o bună zi, și eu eram în urma lui, avea agățat de tractor o căruță. Căruța plină cu sticli, cu haine. Acum, dar ce tractor avea? Avea ceva. Da. Cădea din sticli, tot din căruță, sticli și mâna, din parte haine, toate astea, și l-a dus în căruță. Nu știu cum, pe la Iazul ăla unde era mai încolo. Deci n-ai cu cine să vorbești, nu ai... Nu, el chiar nu mai vitrece pe la mine, nu știu care deci nu... Da, mă gândeam că ai o putere să convii, să-i explici, măcar. Da, unde la Ciuturești? Da, la Ciuturești. O să mergi să... Eu am zis să chem măcar. Băi, bine de văzut, discurs. Da, că... E bani, mă, la cum s-a făluși. Dă-i foc. Fă ceva cu el. Dar aia se pierde deja de 200 și ceva de milioane amendă și amenda pentru ce-o făcut el e de la 50 milioane în sus. Minimul este 50 milioane. Nu, dar cred că se ocupă, bat el, da. Nu cred că dacă nu am legătură cu el. Păi, tocmai mă gândesc voi care sunteți mai apropiați de el, vă mai întrebați. Și a explicat că nu e gestul cel mai omenit. Noi sticlele de sticle le strângem, dacă vrea, ne spune să venim noi să le luăm, le aducem la primărie, sticla de sticlă, da? Vin în fiecare marță, da. Adică nu ar vrea să le ducă să strâng hainele. Nu cred că m-au găsit chiar și să facă, că trebuie să duc în părău. Au numai mai dat și pocă ca două. Da. Bulean, în rest, revenind la ce ai zis tu, Sorine, eu sunt tare mulțumit cum stăm din privința gunoaie, da, pe comuna Odobești. Da. Acolo sus, în stație, se adună, dar acolo, efectiv, sunt cei care tranzitează comuna, că nu duce nimeni din la noi. Da. Sâmbătă a fost o acțiune organizată de Ocolul Silvic, da, și în toată țara, au participat elevi de la școli comunii. Am înțeles, s-au depozitat la primăria Odobești. Și copiii bucuroși că se pot implica în proiect, dar spunea și domnule găini moarte, fel de fel de gunoaie. Da. Avem o groapă acasă, adică fiecare să aibă grijă să-și lămpra pentru... Acum, știind cetățenii satului Odobești, eu nu cred că domnul, nu știu care, sau nenea Gheorghe Bai de capul lui, s-a dus până în dealul mare sau nu știu că e la moarte. Da, da. Nu cred eu. Sunt ăștia care trec cu mașinile, le iau în portbagaj și le lasă unde pot. Pot acolo că nu sunt văzuți. Am eu un propunere, doamna Clar. O groază de câini umblă în haită, ieși perioada lor din perechere. Dar, domnule, câinele are un stăpân. Legat. Dacă nu... Uitați, vin copiii la școală, la pălică, spuneau oamenii din Ciucărești. Nu mai știu pe acolo, pe la în fața lui Cristie, pe acolo. Dar mai eu zic că trebuie să... În Odobești,
se adună aici la district, la magazin și te rupe, dacă ești singur, îmi spune ceva, domnule, ci sorin, te atrapă. Zici, mă, agăța de geanță și câte ziua m-am speriat dimineața. Și mai lipsesc din becuri. Ar trebui un pic înlocuit sau mai... Și este întuneric la șapte să... Da. Ar trebui un pic cele verificate. Și am mai văzut un lucru, știți, că toți își la televizor cu ambrozia. Avem și noi ambrozii. Unde? La pod, la... Acolo, la... Cum intră pe breteaua asta, spre... Știi să se vezi, la Victor Avalu. Unde e? Ambrozie? Este acolo de la pod și până spre pișantul. Poate nu e ambrozie. No, ce nu știi ce vreau. Cum îi spuneam noi, logo de porcească. Da, da, da. Nu? Ar trebui cositul, dacă... Dar stau și mă gândesc și eu așa, să-i pun și eu o întrebare, domnul Năcuț. Cum se descurcă cu trei clase la citire? Foarte greu. Foarte greu. De ce nu faceți o solicitare? Să mai vin un profesor, un învățător ceva? Sunt anumite, vedeți, în lege, sunt anumite dacă vedeți o ambroze pe acolo, ja? Sunt impuse anumite... Mă gândesc eu cum ține trei clase la citire. Nu știu dacă are legătură... Păi nu, a treia cu a doua și cu a treia, adică de-aia aceeași materie. Dar asta nu s-a făcut din când lumea, măi, dar tu nu ești școală? Nu, eu am făcut din mult. Nu, dar domnul Tăcuț are vechimi în așa ceva, pentru că la vână și avea patru clase. Suntem mai copii la școală. Asta e simultan, dar asta nu e la nivelul național. Când erai la Băluș, nu? Da. Aveai patru clase. Unu, doi, aceeași materie. A treia are adunare, a treia, a doua are... Asta e secretul pedagogiei. Asta e materia profesională. Astea sunt condițiile, domnule, nu sunt astea condițiile. Păi dar cum, cu 5 ani crescând? Nu poate să vină să facă o catedră cu 5 ani. Pregătirea profesională și legea este respectată, că altfel nu a mai existat dacă nu respectăm o lege. Și la sancțiuni, și la datorii, și la obligații. Cum este microbusul și duce copiii până la tine, s-ar putea să facă o clasă de-a întâia, o clasă de-a doua, o clasă de-a treia și terminat chestiile astea cu un profesor, doi profesori țin cinci clase. Doi învățători. Da. De asta și știu, tabla anunțării în clasa 8-a. Ar fi bun să știi, dar nu m-ați înșeat adunarea la anul 8-a nici atât. Păcat că v-am invitat la început de an școlar, domnul consilier, eu am transmis, zic, băi, invit la ultima ședință. Ați văzut la ce părinte am fost părinții? Cam puțin, totuși. Totuși au fost, nu? Cam puțin. Și domnul Fără, foarte bine punctat acolo, zice, temelia educației și a bunei creșteri se face acasă. Și apoi continuăm la școală. Cine înțelege și vrea să facă ceva pentru copilul lui, că fiecare își dorește mai mult pentru copilul lor. Da. Mulțumesc, asta am avut doamna primar și domnul președinte. Dar nu am înțeles... Becurile? N-ați finalizat propunerea cu câine, a zis că fac o propunere. Nu, nu, nu. Dar nu știu ce a spus. Da, 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 da. Să găsim o soluție. Ați adus la cunoștință. Da, v-am adus la cunoștință. Să găsim o soluție. Este riscant. Mai vin oameni la magazin și mai târziu, dar vin copiii de la școală, se întunecă repede. Vin dimineața la navetă. Eu iau hămăind. Vă rog, am ieșit într-o seară și mi-am luat-o. A, deci doar ne-ați informat. Nu am crezut. Dar nu credeți că e numai la Odobești lucrul ăsta. Nu e numai la Odobești. În toate satele. Îl aduce pe domnul Tiron cu pușca. Așa era pe vremuri. Era, da. N-au voie. Știu. Ești vânătoare, numai. Acum avem grijă de animale. Omorâm copiii, câinii omori mai greu. Da. Problema care cea mai grea este că nimeni nu recunoaște că este proprietarul câinelui. Asta este cea mai mare problemă. Și să știți că deodată eu am cazul meu. Dacă acum nu e niciun câine aici pe lunga noastră de la Vodobești la Tisa, în general, duminica dimineața, sau dacă nu lunea, 7-8. Și se cunosc că sunt un grup de câini. Sunt mari, frumoși. Bine că ei sunt leșinați așa de foame, dar nu sunt câini care îi avem noi aici, câinile din urmă. Nu, s-a dus, lăsați. Încă acum e mai s-a mai împuținat adusul ăsta, dar De acum două săptămâni pe-a lupit Jănaru, băiat, dimineața la ora 7:30 aici la biserică, l-a rupt un câine de la
Câmpini și câinile era... de la biserică ar vrea să ai stăpân. Nu, era venit. Da. Era... Auzi și câinii din curte, au strigat oameni, da. Scăpa câinii, fugiți, nu știu, stăpâne pe copilul, l-au pus jos, l-au luat la sală, l-au luat la țăpaia, l-au luat la țăpaia, l-au luat la țăpaia, și tu nu s-a recunoscut, nu a ajuns acum acest caz. Și nu, nu e câinile lui, doamna noastră, voi și copilul lui, dacă era copilul respectiv lui cu câinii, cine știe ce se întâmplă, trece din câinii. Nu i-am eu, domnule, în mandatul domnului primar Gărățanu am dat o hotărâre cine era atunci cu cei care au mai mulți de 2 câini, un impozit, da. Vreau să vă spun că am primit adresă de la instituția prefectului că trebuie abrogat hotărârea respectivă, ne îngrădim drepturile oamenilor. Adică oamenii au dreptul să țină câte animale cu ei. Ei, mai noi putem să mai și mergem pe șestache așa cu niște bomboane. Dar nu mai mergem. Nu mai mergem. Nu trebuie să discutăm în locile astea. Unde mai găsiți ciocolată mică? Bomboane sunt peste tot acum, dar bomboane sunt peste tot. Nici dar de ciocolată, nu. Da. Mai mult, dacă vă vede și la ONG, boas. Păi, nemai fiind probleme, declarăm lucrările ședinței închise. Mulțumesc.